Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, urmează desemnarea unui nou candidat. Favorit apare în acest moment vicepreședintele Kamala Harris, care a primit deja atât susținerea președintelui Biden, cât și a liderilor Partidului Democrat din toate statele americane. La telefon este analistul politic Cristian Pârvulescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, cum schimbă decizia lui domnului Biden cursa electorală? Speră să o schimbe. Vedeți, Joe Biden a fost supus unei presiuni incredibile, inexistente în istoria Statelor Unite ale Americii. Este foarte adevărat, niciun candidat care să aibă vârsta domniei sale nu a mai existat, dar a fost o presiune care a fost pusă în principal și încă înainte de dezbaterea de la CNN, de mass media, în special de New York Times. Imediat după dezbaterea de la CNN s-a adăugat și CNN-ul. A fost o presiune puternică din interiorul partidului, din partea finanțatorilor și, în final, din partea alegătorilor democrați. Trebuie să spunem ascultătorilor Europa FM că în Statele Unite nu există membri de partid, dar cetățenii, pentru a vota, se înregistrează cu partidul pe care îl votează. Unii sunt democrați, alții sunt republicani, alții sunt fără de partid. Cei care se înregistrează sunt undeva în jur de 65-70% dintre americani, deci 30% nici măcar nu participă la vot. Ei bine, dintre cei care s-au înregistrat democrați, două treimi să-i cereau lui Biden să se retragă. Presiunea a fost imensă, în final s-a retras. Se vorbea despre această retragere, chiar dacă acum citim în presă că inclusiv ce apropiații săi din echipa de la Casa Albă nu au avut cunoștință. Nu au avut cunoștință de decizia finală, dar se vorbea fie de weekendul care a trecut, fie de vizita primului ministru israelian Benjamin Netanyahu. Acum, Kamala Harris, aveți dreptate, a reușit în câteva ore să obțină un sprijin imens, mai puțin un sprijin foarte important, și anume al fostului președinte Obama, care este în expectativă. Cei care sunt obișnuiți cu viața politică americană și mai ales cu situația din Partidul Democrat spun că oricum între staful lui Obama și staful lui Biden a existat o problemă, dar cred că în acest moment Kamala Harris are toate șansele să devină în luna august, pe 24, între 19 și 24 august, la Chicago va avea loc convenția Partidului Democrat, să fie, deci, formal numită atunci candidat. Până atunci s-ar putea să fie și alți candidați din Partidul Democrat care să se înscrie în cursă. E o veste bună pentru Kamala Harris, este că înțeleg că există un interes în creștere al donatorilor pentru candidatura dânsei, au început să apară deja donații. Dar apropo de convenția care va avea loc luna viitoare, deci în principiu exact peste o lună, da? La jumătatea lui august, puțin după jumătatea lui august, vine un pic cam târziu retragerea domnului Biden, adică mai sunt 3 luni jumătate până la alegerile din noiembrie. Mai e timp ca să promovezi un alt candidat? Vedeți, în momentul de față nu cred că e atât de dificil. Pe de o parte, pentru că vorbim despre electorate care sunt relativ stabile, atât electoratul Partidului Republican și al lui Trump, cât și electoratul Partidului Democrat și până ieri al lui Biden sunt stabile. Orice s-a întâmplat, situația de la dezbaterea de la CNN, apoi atentatul eșuat împotriva lui Trump, n-au schimbat în mod esențial situația. Bătălia se dă, de fapt, pentru cei 10% indeciși, unii dintre ei moderați din cele două partide, mulți dintre ei independenți. Ori pentru aceștia există totuși în secolul 21 mijloace de informare. Deci personal nu cred că este târziu, de altfel cred că s-a vizat un efect surpriză, dacă vreți. Noi l-am avut în România. Vă aduceți aminte în momentul în care domnul Stolojan în 2004 s-a retras în favoarea lui Traian Băsescu, creându-i acestuia un culoar care i-a putut asigura alegerea, pentru că Stolojan nu avea șanse împotriva lui Adrian Năstase. Deci am putea veni și cu acest exemplu pentru a spune că e timp pentru a recupera. Depinde foarte mult de stilul de campanie și, apropo de ce s-a întâmplat în doar câteva ore, Kamala Harris a reușit
cu discreție, dar cu energie, să preia, de fapt, controlul asupra campaniei și ajutată de Biden, ceea ce evident e important, de echipa lui Biden, nu de Biden personal. Cu momentul, dragă Solo, am început noi emisia astăzi. Nu știam, da. Există o... Nu putem să nu ne referim la asta. Doamna Harris, sigur, are o carieră solidă în spate, studii formidabile, a fost aleasă de mai multe ori când a candidat, mă rog, când a deținut funcții de procuror general în California sau procurorul districtului San Francisco, funcții care acolo se obțin prin alegeri, dar altfel, dânsa are origini afroamericane și asiatice și este femeie. Vă întreb, cum credeți că va reacționa America Albă conservatoare la această candidatură? Păi, cred că până acum știm cum a acționat în majoritate, s-a îndreptat spre Trump încă de mai multă vreme, deci n-ar fi o surpriză. Această origine dublă de care vorbeați, respectiv o mamă născută în India, în Imperiul Britanic, a murit în 2009 și un tată născut în Jamaica, amândoi profesori universitari și cercetători în California, deci provine dintr-o familie relativ avută și bine educată, ar putea să o ajute să obțină voturile asiaticilor și afroamericanilor, nu știu dacă și ale hispanicilor, ar fi foarte important și lucrul ăsta, pentru că cu aceștia se câștigă alegerile până la urmă. Pe de altă parte, vedeam o acuză pe care Donald Trump Jr. o făcea aseară, spunând Kamala Harris este mai liberală decât Biden. În Statele Unite, liberal pentru conservator este de rău, da, e socialist, da. E bine, liberalii, pentru că sunt foarte mulți care votează, o vor susține dacă sunt albi. Dacă sunt conservatori, nu l-ar fi susținut nici pe Biden. Problema doamnei Harris însă este aceasta, că este văzută ca nefiind suficient de centristă. Dar reproșul pe care l-au făcut foarte mulți lui Biden, dincolo de vârstă, era că e prea centrist. Numai că Biden încerca să preia electoratul de la republicani, acei republicani pe care Trump nu i-a convins, care nu știu dacă vor vota și dacă ar vota, n-ar vota cu Trump, dar n-au un candidat. Oare doamna Harris va convinge în aceste 3 luni de zile acest electorat că poate să voteze cu domnia sa, pentru că este, ar putea deveni un președinte integrator? E greu de spus, pentru că istoria, așa cum ați explicat-o și dumneavoastră, a domnului Harris este a unui democrat de California. Ori californienii sunt mult mai liberali decât restul democraților americani. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. A fost în direct în Deșteptarea analistul politic Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.